Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istoriștiri! Povestea zilei n-are cum să fie alta decât asta, și anume comunicatul de astăzi al Universității Babeș-Bolyai, care în Comisia de Etică a adoptat o hotărâre referitoare la Teza de doctorat a domnului ministru Bode, ministru de interne, care e în discuție de ceva vreme. După dezvăluirile doamnei Șercan, astăzi comisia a revenit, ia a doua decizie a comisiei și de data asta vorbim despre plagiat. Chiar asta vorbește comisia și o să vă citesc câteva lucruri de acolo pentru că sunt interesante. Aș vrea să le discutăm. Dar înainte, înainte de treaba asta, înainte să ne uităm mai atent la comunicat, Uh, vă recomand și vă rog și vă invit, nu o să dați un share, nu, nu e prea simplu așa, să intrați pe pagina asta de Facebook, deci să faceți cum ar veni o mică pauză de la, uh, de la această emisiune și să intrați la uh, sondajul pe care mai devreme l-am pus pe pagina mea de Facebook, chiar puțin mai jos, două postări mai jos, să vă dați cu părerea dacă să-și dea sau să nu-și dea demisia. Cine? Vă gândiți voi cine. Până un altă haideți să ne uităm la comunicatul de la UBB. Și uh, Comisia de Etică, vă spuneam, a adoptat astăzi hotărârea, stați așa, să o mărim puțin, să se vadă mai bine. Concluzia este că suspiciunile de plagia se confirmă în marea majoritate, iar Comisia spune că nu are posibilitatea legală de a aplica sancțiuni disciplinare unei persoane care nu e membru al comunității academice. Așa că îi solicită corecturi la teză și retragerea cărții. Carte publicată pe baza tezei, de asemenea se vor sesiza Consiliile Naționale, TCU, Consiliul Național de Etică a Cercetării pentru demersuri în condițiile legii. Ce mai spune comunicatul ăsta? Că sunt confuzi în spațiu public cu privire la cadrul legal în care se pot analiza lucrările științifice și comisia reinterează cerile legale și de bune practici și așa mai departe care e, de fapt, povestea? De ce UBB a simțit nevoia să reintervină în povestea asta? Pentru că UBB este cea mai bine cotată universitate din România. Este pe undeva prin 800 în topul Beijing, care e un top foarte important. Primele 1000 de universități sunt chiar cele la care merită să te duci. Deci are cumva o reputație de apărat. Pe de altă parte, lucrarea de doctorat de acolo vine. Adică acolo a fost dată. Într-o epocă îndepărtată, în care multă lume, ca să-și exprime, ca să vă zic așa, aderența la viitorul luminos al României și al sistemului ei sociopolitic. Își făcea studiile cu diferiți cetățeni și cercetători suspuși. Când dai un doctorat din ăsta, de fapt, nu era doctorat pentru că tu erai un mare cercetător. Făceai doctoratul ăsta pentru că tu erai un om care aspira să intre în acea zonă de societate foarte stra rarefiată, o zonă fină a societății, cu academicieni, cu lume bună, cu băieți școliție, cu unii dintre ei, cu un iris azuriu, ca să zic așa, la ochi. Adică încercai să intri în establishmentul care decide soarta României. Doctoratul nu era doctorat, că erai cercetător și te la Harvard după aia. Era cum ar veni legitimația de intrare. Băi, am făcut doctorat cu băiatul ăla, adică sunt, mă înțelegi, mă știe lumea. Despre asta este vorba aici. Informațiile despre acest doctorat, firește, erau cunoscute în sistem. Și la un moment dat când cineva s-a certat cu sistemul, s-au a plecat sau s-a enervat altcineva, au ieșit în presă. Unii le-au ignorat, alții au avut curaj să scrie despre ele. Doamna șercan în cazul de față. Dar firește, că ceea ce vedem acum reflectă după părerea mea o bătălie în interiorul unor bucăți din sistemul care guvernează România. Nu zic că îl guvernează rău sau bine, zic că nu e pace acolo. Bun, hai să vedem mai departe ce se mai întâmplă în privința asta. Bun. A existat această decizie de. Um, plagiat și mai există uh, decizia domnului Bode care a spus astăzi că va merge în instanță după universitate, după verdictul universității, zice libertatea, el spune că e ținta unor atacuri concertate ale USR și sateliților săi asupra lui și asupra PNL, acuză presiuni și mai departe, sintagma profund viciată folosită în privința tezei despre de, 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 apreciere subiectivă a universității și precizează că își va căuta dreptatea în instanță. De ce nu în știință? Nu știm exact, dar în instanță. Bun. Uh, mă întreb, de ce nu intervin colegii lui, academicienii, doctoranzii, oamenii care sunt, se pricep la securitatea energetică a României să lapere? apere? De curiozitate, chiar. Unde este solidaritatea academică cu un om care are doctoratul pe bună? Wink, wink. Mergem mai departe, uh, apropo de demisie. Cine a cerut demisia din PNL? E unul care a cerut demisia din PNL, dacă nu o să vă vină să credeți. Uh, chiar e unul acolo. Și uh, e unul care, săracul, avea funcția pe care o are acum Bode. Adică, uh, domnul ăsta care a cerut demisia este uh, Dan Vălceanu, cel care era înainte secretarul general al PNL. Se știe că în PNL cam cine e secretar general trage sforile. Câteodată mai puternic decât chiar șeful cel mare. Despre asta uh, o să vorbim puțin mai târziu. În restul SR, într-adevăr, e supărat și am văzut astăzi o postare uh, a lui, uh, cred că, Drulă, care zice, uh, îi cer lui Iohannis să-l dea afară pe uh, bode, stai să mai mărim un pic, uh, plagiatul grosolan, să fie finalul carierei politice găunoase a lui Bode și așa mai departe. Ma, nu știu ce să zic, uh, avem o părere bună despre, și eu am în continuare despre Drulă, dar ieri m-a dezamăgit unul serist, nu o să zic despre ce e vorba, găsiți comentariul meu la el pe, pe pagină, m-a dezamăgit cu niște populisme, așa că mai departe nu iau decât povestea asta, decât ca un, să zicem, un moment în lupta politică. Altceva e interesant. Lumea face mișto, de fapt de Bode, în momentul ăsta în online. Uite câteva dintre memele pe care le-am găsit. Pe lângă faptul că sistemul medical de la noi e cum e, acum ne lasă Emilia Șercan și fără doctori, zice Bircea Meșter. Și mai zice cineva ceva apropo de treaba asta. Uh, așa? Nu știu cine este, nu o cunosc pe Mirela Uh, eu nu știu ce pretenții aveți voi să-și dea omul la demisia pentru că a plagiat când pe Twitter sunt zeci de conturi care copiază glume din meme-urile de pe FB și le pun aici ca idei proprii. Corect, absolut, tușe. Mergem mai departe la polul de care vă vorbeam puțin mai devreme. Am pus un sondaj acum câteva minute pe pagina de Facebook, trei răspunsuri posibile, să-și dea, să nu-și dea sau cine. Și hai să vedem care sunt rezultatele pe pagina asta la care vă uitați și voi. Deci cea mai mare parte, sunt 695 de răspunsuri în ultima jumătate de oră, cea mai mare parte, 83% sunt să-și dea, 579 de voturi, să nu-și dea 1,6% 11 voturi. Cine vrea 105 voturi, sunt unii și nelămuriți, 15% care nu știu despre ce vorbim aici. Nici eu nu știu despre ce vorbim. Habarna. Bun. Din povestea asta l-am mai citit și pe Godină, care și el este foarte supărat și cere demisia și am mai văzut și un sindicat al polițiștilor Diamantul, dacă nu știu dacă e sindicat oficial sau e doar o pagină de Facebook cu 26.000 de urmăritori care de asemenea cere același lucru. Asta este povestea cu bode. O să urmărim în zilele următoare ce se mai întâmplă aici. Mergem mai departe cu pasajul Unirii. Mi s-a părut interesantă povestea asta iarăși pentru că și o să ajungem și la știle despre Ucraina puțin mai târziu, aproape, poate chiar imediat, dar am găsit astăzi un story în Newsweek, niște poze, un nou incident plouă din tavan la patru luni de la renovare. Păi stai mai nene, ok, înțeleg. Ați făcut tavanul mai jos. Nu e mai jos, nu știm exact. Dar să și plouă, adică ce reabilitare, ce renovare este aia când în continuare plou. Păi nu de asta am început renovarea ca să nu mai plouă în el? Întreb și eu, de unde plouă? Știu că pe deasupra trece Dâmbovița sau nu trece, sau sunt niște conducte pe de sub sau metrou, sau oamenii fac pipi în colțuri la metrou și de acolo, poate că atunci când plouă le faci bine mai tare, nu-mi dau seama care e chestia. Cert este că lucrurile nu arată foarte bine și am făcut și eu glumă aia proastă că plânge pasajul cu lacrimi de primar. Dar să mergem mai departe cu știrile, că sunt știri serioase uh, astăzi. Vă mai recomand un video până una alta când se termină istoriștirile și apropo, dacă vi se par interesante istoriștirile, ia să vedem ce comentarii mai sunt. Nu uitați să le răsplătiți cu un share. Wow, foarte multe comentarii. Hai să vedem cine să-și dea demisia și pentru ce, întreabă Valeriu. Abarnam. Uh, Viorel, plagiatul ar trebui condamnat penal. De emisia oricum vine rotativ în martie, da, dar poate că o să rămână, poate că vrea să rămână acolo. E multă lume cu bună seara, dar o să trec peste bună seara, că ne interesează mai mult opiniile legate de subiecte. Cineva crede că ministrul nu a scris acolo, vreun rând din tezaia, habar n-am, nu-mi dau seama, ar, ar trebui să dovedim când facem afirmațiile astea. Eu nu pot să fac afirmația asta, n-am scris-o eu, nu am fost de față când s-a scris. Deci, deja, dacă șeful lui a avut curajul să-și albească plagiatul, a și el și așa mai departe. Cum vă spuneam, plagiatul ăsta în anii în care s-a întâmplat fenomenul ăsta, mă rog, doctoratul, nu era propriu-zis un doctorat. Era o legitimație că ești pe bune cu sistemul. Cam asta era. Haideți să fim serioși să nu ne mai prostim aici. Nu avea vreo legătură cu știința. Da? Pentru că. Oamenii ăștia nu erau oameni de știință, nu făceau cercetări ei, nu erau să stea în toată ziua în biblioteca Academiei. Erau politicieni sau de alte meserii, da? ca să încheiem aici povestea. Vă spuneam că vă recomand ceva și vă recomand documentarul ăsta de pe recorder, interesant despre un serviciu secret și anume serviciul 21 și un sfert numit popular sau DGIPI. Acum nu știu cât... Uh, Adevărul este în povestea asta, că e cineva care spune niște lucruri acolo, nu l-a contrazis încă nimeni astăzi, așa că e de văzut documentarul ca să vă faceți o părere. Îl recomand. Frații Tate, frații Tate au primit în continuare arest și s-a dus cineva să demonstreze acolo, să aplaude, să zică frate, de ce îi lăsați pe oamenii ăștia să intre la pușcărie, ce viață crudă, ce soartă incredibilă. Dar mi-a plăcut cel mai tare Adelin Petrișor care are comentariul ăsta, frații Tate rămân în arest pentru 30 de zile, Matrix conduce cu 2-0. Bravo, Adelin. Bun, știți povestea cu Matrix, nu? Ei, când a fost arestat unul dintre ei, a zis, Matrix-ul ne-a pus gând rău. Deci cam asta e ideea ei. Cred, ei sunt în teoria aia conspirației, că trăim cu toți într-o simulare și ei sunt aia care s-au prins de simulare, dar autoritățile statului sunt matrix și au pus mâna pe ei ca să le închidă gura. Uhu! Ok. Mai sunt și alte comentarii aici cu demisii, Uh, foarte bun, cred că se referă la documentar, uh, lucrările și primarul lasă de dorit. Da, da, l-ați votat, frate, l-ați votat, îi cere cineva demisia? Nu, la revedere, v-am pupat pe frunte. Mergem mai departe să vorbim despre Ucraina, câteva lucruri despre Ucraina, dar dacă toți suntem aici și vi se pare interesant în rezumatul meu, nu uitați să-l răsplătiți cu un share. În Ucraina o să încep cu o imagine care mi-a plăcut tare, tare, tare mult, una dintre cele mai frumoase imagini ale acestei zile. o să-mi pun căștile, ca să poți să... Nu știu dacă se aude ceva. Presupun că nu cine știe ce. Imaginea este asta. Vedeți, aici avem un om în tranșe. Hai să dăm puțin mai de la început. Un om în tranșee și ceea ce pare să fie uh, o imagine din dronă, iar de dronă i-a agățat ceva. Să fie o grenadă, să fie o bombă. Dați așa, așteptați un pic, da? E și un pic de muzică pe povestea asta. Ce e cu ce a aruncat drona. Foarte interesant. Nu e granată, vedeți că nu a explodat. Hai să mai vedem încă o dată scena. Deci drona, de drumul. Ok. Acel, bun, și omul e fericit, mulțumește că a primit. Ce era acolo? Păi era o cană cu zahăr. O cană cu zahăr pentru ceea ce probabil că sunt luptătorii epuizați din zona Soledar. Oamenii luptă de ceva vreme cu rușii și probabil că unele dintre tranșeele astea, una dintre punctele de rezistență în care se află ei în momentul ăsta, sunt tăiate, sunt legăturile logistice sunt tăiate cu Ucraina, sunt tăiate cu baza. Și atunci primesc, acum ați văzut, cu drona ce mai e în... Zahăr, că ăsta e cel mai important lucru când ai nevoie de energie, da? Să continui să lupți, să mergi mai departe. S-a părut incredibilă povestea. Și o altă imagine puternică a acestei zile, o altă imagine care mi-a rupt sufletul și ea, este asta. O mamă care își transportă, vedeți, R, în spatele ei, iertați-mă, spatele ei este un pod rupt, un pod distrus și aș duce sicriul fiului cu barca. Și duce sicriul fiului să-l îngroape. incredibil. Dar nu incredibil cât dureros, imposibil de dureros. Și vă mai arăt încă o dată figura mamei, care este Mama pe care o știm noi toți, mama de la țară, mama care a văzut probabil mai mult suferință în viața ei și care acum trăiește într-o țară atacată, distrusă și își mai îngroapă și copilul. Absolut cumplit, absolut de neiertat că se întâmplă acum așa ceva în această lume în care trăim. Este absolut de neiertat asta. Dar trebuie să mergem mai departe cu câteva vești. În primul rând, ucrainienii primesc. Tankuri. Asta este ce am văzut în ultimele 24 de ore. O companie de tankuri Leopard va fi trimisă din tancuri germane, deci presupunem, ne gândim că ar putea să existe un acord al Germaniei. Tancurile Leopard sunt în Polonia și ele vor fi trimise de Polonia în Ucraina. Dar sunt doar 10-12, cam atâta este o companie. Nu e foarte mult. De asemenea, mai există tancuri pe care se pregătesc, se gândesc să le trimită sau poate chiar stiu un ok definitiv, nu știm exact, britanici. Uh, și anume, vorbim despre tancuri Challenger, din ce mi-aduc aminte. Tancuri care nici ele nu sunt foarte noi, dar sunt mai bune decât ce ucrainene acum. Nu mare lucru le-a mai rămas. Câte tancuri vor primi? Probabil 10, 20, 30. Americanii trimit și ei niște vehicule de luptă de infanterie, striker. Uh, dar încă nu e, nu e suficient. Bradley, iarăși, sunt echipamente importante. Nu e suficient pentru că Ceea ce se întâmplă la Soledar arată că armata rusă mai are putere de luptă, mai ales în grupul Wagner, și armata rusă încă mai are artire, artilerie și e pregătită să distrugă uh, Ucraina, țara, dar și armata ei, uh, și că nu se oprește, nu are niciun motiv să se oprească. Nu există nicio comandă să se oprească sau vreo speranță de pace. Și am putea să vedem în primăvară nu o ofensivă ucrainiană, ci una rusească. De asta mă gândesc eu: că acum Occidentul trimite tancuri, dar nu suficient de multe, astfel încât, probabil, să nu se gândească rușii că escaladează războiul. Cu răita, cam asta este ce se întâmplă în acest moment. Da. Uh, trebuie să dea mai mult, spune toată lumea. Trebuie ca lumea liberă să dea mai mult. Uh, unul dintre oamenii care au urmărit povestea asta, generalul Ben Hodges, care e la pensie, dar are o, o expertiză importantă, spune: Domnule, nu cred că rușii vor escalada situația. Tocmai de aceea, nu cred că sunt în stare să escaladeze și cred că tocmai de aceea trebuie să le dăm mai departe armele cu care să se apere ucrainienilor, și anume rachete cu rază mai lungă de acțiune, drone Grey Eagle și Reaper și avioane F-16, nu doar vehicule de luptă de infanterie. Asta ar fi, într-adevăr, ceva ce Rusia a zis la un moment dat că e o linie roșie. Între timp până să ne-am lămurit, mai mulți oameni s-au lămurit că liniile roșii ale rușilor sunt ca multe alte lucruri pe care le spun rușii și anume minciuni. Dacă toți suntem aici, apropo la minciuni, Mințiți-mă și pe mine că vă place, nu, am, am greșit, am glumit. Dacă vă place emisiunea asta, nu uitați să o răsplătiți cu un share când aveți timp și chef. Lituania, poate ceva sisteme de apărare, da, a anunțat că va trimite Lituania. Daniel observă și el că încetinal asta este incredibilă. Probabil că Occidentul nu vrea ca Ucraina să pice, dar nici ca Rusia să fie provocată, eventual la o ripostă, poate chiar eventual nucleare. Eu așa văd, eu așa văd lucrurile în momentul ăsta. Presa din Ucra România s-a obosit. Nu, nu cred că presa din România a obosit de războiul ăsta, dar cred că publicul din România a obosit. Presa e întotdeauna de ce e interesat publicul să afle. Și cred că publicul are și el alte preocupări. Ne-a mers Crăciunul ca de obicei. Am tăiat porcul, am făcut petrecere, am dat cu petra de noapte de anul nou ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Adică văd că nu mai suntem atât de atenți la chestia asta. Și vedeți că și eu, la jurnalul ăsta pe care mi l-ați cerut să-l continui, am început să dau și știri interne, pentru că alea m interesat. Și pe mine, în momentul ăsta, mai mult decât cele din Ucraina. Asta nu înseamnă că cele din Ucraina rămân nespuse. Bun. Mulțumesc că, că vă uitați și mergem mai departe cu o știre care pe mine m-a dezgustat și mi-am propus să nu mai cumpăr nimic din Elveția. De exemplu, nu să nu mai țin milioanele la băncile din Elveția. Ce face Elveția? Anul trecut Elveția a blocat Danemarca atunci când Danemarca a dorit să trimită vehicule blindate și Germania de asemenea să trimită muniție în Ucraina. Ambele produse în Elveția. Acum blochează Spania pe aceeași chestie. E clar și oamenii le spun și mi-a plăcut comentariul ăsta al lui Jessica Berlin. Dragă Elveția, nu ești neutră atunci când oprești aceste țări să trimită arme în Ucraina. Ești, de fapt, de partea Rusiei, ca să fie clar. Și mi se pare clar în momentul ăsta cam cine are cei mai mulți bani în băncile elvețiene. Clar că Rusia. Bun, să mergem mai departe în zona de lupte și avem câteva imagini de acolo. Un actor celebru în Ucraina, din câte am înțeles, care a fost rănit astăzi, nu am auzit de el, dar a fost rănit în lupte, în ultimele 24 de ore, în zona Soledar. E să vedem dacă avem și sunet. Avem ceva, dar vorbește rusă și nu înțeleg eu cine știe ce. Bietul de el pare să aibă probleme grave la ochi, dar totuși au reușit să-l recupereze și în viață și vorbește, ceea ce eu zic că e binișor. Luptele continuă în soledar. Ieri seară vă spuneam că e posibil ca rușii să fie ocupat orașul, ei s-au lăudat mai peste tot cu chestia asta, astăzi nu mai este foarte clar dacă asta s-a întâmplat. În cel mai fericit caz pentru ei controlează o parte din oraș, ucranienii spun că încă se dau lupte. Purtătorul de cuvânt militar al ucranienilor declara pentru The Independent în urmă cu câteva ore că luptele continuă în zona orașului minier Soledar, chiar și pe străzi și chiar și în mine, după alte surse, situația nu este sub controlul rușilor, dar este dificilă, spunea omul. Acum, câteva imagini din partea asta. Luptele din Bahmut sunt în continuare foarte grele și am văzut imagini first person, ca să zic așa. Cam cum arată și cum se aud luptele. O să vă las să și le ascultați un pic. Rușii vorbeau despre lupte casă cu casă și cam așa pare. Și vă imaginați că astea sunt casele oamenilor în care se luptă aici. Oamenii au plecat, sperăm, s-au salvat. Cum ar fi să vedem casele noastre? Așa, da, mai e și muzică pe aici și nu pot să o dau că n-am drepturi de autor. Ei le pun pe Twitter, dar eu pun pe Facebook ca să înțelegeți de ce vorbesc peste aceste imagini. Uh, dar, iată, în continuare, oamenii supraviețuiesc, unii dintre ei înțeleg în aceste case, unii sunt ascuși chiar în pivniță, soldații firește nu caută locuitorii acolo ce caută inamicul în pivniță ca dovadă că acum aruncă și o grenadă ca să fie sigur absolut îngrozitoare lupta asta care a distrus zeci, sute, mii de case până acum și a izgonit milioane de oameni și asta pentru că așa și-a dorit un om da Mergem mai departe cu istoriștirile, cu o evacuare medicală. Iarăși am văzut câteva imagini, ca să zicem așa, de acțiune din zonă. O evacuare medicală tot din zona aceea, ceea ce înseamnă că mai există lupte acolo sau cel puțin că unii reușesc să mai iasă cu vehicule blindate. Acesta e descris ca fiind un vehicul care... Ăsta este orașul, vedeți, este absolut distrus. Um... Cred că, da, n-a mai rămas mai nicio casă întreagă, toate arată așa pentru că au fost bombardate cu artileria de, de către ruși, în cea mai mare parte. Ei folosesc această tactică de predilecție, practic distrug totul ca să nu se mai poată adăposti niciun fel de uh, soldat uh, inamic uh, din calea lor și după aceea a trimit forțele de... Da, asta era o evacuare militară, nu știm dacă a ruși să ajungă în loc sigur sau acum iau pe cineva, hai să vedem. Da, e cineva care pare că se duce spre salvarea asta. Cineva își dorește, are visul ca soldații ruși să se lupte cu trupele Wagner. Da, așa e, sunt doar ruine. Cineva se întreabă dacă soldații ucranieni au lansatoare americane și arme. Da, au arme de peste tot, mai toată lumea le-a trimis arme din astea de, de infanterie într-adevăr, acolo era un loc în care probabil există un punct de rezistență și Lucia îmi zice de rănitul de mai devreme care spunea slava Ucrainei Bun, da trupe cracă, nu e posibil nu mă pricep foarte tare la treaba asta, am făcut și eu armata ca toată lumea dar atât și ne apropiem de finalul istoriei știrilor. Ne apropiem cu câteva imagini. Apropo de rușii care vorbesc despre grija lor față de minorități. Ei sunt foarte atenți la minorități, cu excepția minorităților care nu sunt de acord cu ei. Acești oameni sunt tătari din Crimea. Crimea a fost odată, înainte să vină rușii, înainte de 1800, un teritoriu al Imperiului Otoman care era populat în majoritate de musulmani. De etnie tătar. Rușii au schimbat componența etnică acolo, între altele mai ales în vremea comunismului, au deportat la greu au deportat la greu uh, populația uh, tătară. Stalin nu avea încredere mai în nimeni. Și pe ei au trimis în alte părți, s-au mai întors ei după ce s-a terminat cu uh, comunismul, dar nu toți. În orice caz, ei sunt o minoritate acum, și unii dintre ei care nu sunt de acord cu rușii și care nu sunt de acord nici cu stăpânirea rusească, uh, au format mișcări de rezistență sau uh, ONG-uri sau mișcări politice. Unii dintre ei tocmai au fost condamnați la 13 ani de închisoare, Server Gaziev, Gemil Gafarov, Erfan Osmanov, Alim Karimov și e, Sheitan Murtaz, sau Seiran Murtaz, uh, au fost uh, astăzi uh, condamnați în Rusia. Apropo de minorități, Rusia E plină de. nu mai zic ce, atunci când vorbește despre grija pentru minorități. Nu, doar minoritatea rusă contează pentru ea sau majoritatea rusă. Nu există altă etnie mai importantă pe lume. Acum, încă un lucru care mi s-a părut interesant uh, și cu asta ne apropiem de final. Păi, frate, știți că sunt unii? Știți că sunt unii care. Uh, da, Daniel zice că. Uh, la noi e plin de refugiați, toți ruși. Da, am auzit că și rușii au fugit din Ucraina în România ca să se ferească de rușii lor, de armata lor. Deci vă dați seama ce... un pic. Bun, mi s-a părut interesantă poza asta. Deci, tipul ăsta e un propagandist francez, Adrien Bouquet, care a lucrat pentru medii de tip cremlineze și care a cerut azil politic în Rusia și cetățenie rusă. Acum, de curând. Deci, omul și a trădat, dacă vreți, cultura și a trădat, na, Europa a trădat-o până la urmă pe toată, pentru că făcea propagandă rusă pe bani, era plătit. Adică nu, nu vă imaginați că omul era vreun voluntar sau vreun om de credință. Poate credea, dar în principiu lua salar ca să zică. Da? Cetățeanul probabil era implicat în ceva și mai neplăcut, mă gândesc la o mulțime de lucruri, cert este că n-au mai vrut să mai stea în Franța și a cerut azil politic în Rusia ducă-se pe pustii, ca să zic așa. Și la final vreau să vă arăt o imagine care mi-a plăcut are mult și care nu are nicio legătură cu Ucraina, are legătură cu emisiunea pe care o să o vedeți mâine seara, mâine e joi. Mâine nu avem istorii știri, pentru că mâine avem istorii științe. Emisiunea de, să zicem așa, emisiunea de informații științifice, un fel de emisiune de, de știri din știință, la care am muncit în ultimele 4-5 zile de mi-au ieșit ochii din cap și dacă nu vă place, chiar mă supăr. Da, glumesc. Sper să vă placă pentru că uh, chiar am pus în ea ceea ce cred eu că trebuie să facem, și anume să mai dăm și informații din alte domenii decât din politică sau din război, și informații pe care care să te ajute să crești ca individ. Informații interesante, noutăți din lumea asta a ideilor și a cercetării. Dar înainte de asta, ca să vă fac un pic de poftă, imaginile care mi-au plăcut mie astăzi sunt acestea. Ce vedeți aici sunt două stele, e o filmare accelerată, o simulare, care sunt în curs de coliziune. Sunt două stele care au intrat într-un curs de coliziune, s-au unit și în mijloc ce vedeți e o gaură neagră. Stelele astea, Povestea asta este, de fapt, rodul cercetării unei echipe condusă de o doamnă numită Cecilia Chirenti, care au descoperit această pereche de stele neutronice care se învârt și care s-au lovit una de alta și au format o stea masivă și au colapsat într-o gaură neagră. Deci, în interior, atât a fost atât de masivă uh, masa, ca să zicem așa, de importantă masa, încât uh, a colapsat în ea însă și a format această gaură neagră. Simularea asta, de fapt, este a unui eveniment cosmic care chiar s-a produs. Și am vrut să vă arăt acum la final, pentru că are legătură cu începutul, cu începutul uh, emisiunii noastre. Am început vorbind despre plagiatul domnului Bode în materie de energie, de doctorat în energie. N-am nicio treabă cu domnul Bode, mă lasă rece și el și uh, cei din jurul lui. Uh, nu vreau să fiu nicio gașcă, ca să fie clar, nicio gașcă din asta de băieți. Nu mă interesează găștile. Dar un lucru trebuie totuși arătat. Așa arată cercetarea. Așa arată atunci când îți pasă, când ai minte, când ai suficient de multe cărți citite, când muncești câteodată o viață întreagă și la final, după ani și ani, te alegi cu această foarte frumoasă animație și cu descoperirea două stele neutronice care se prăbușesc în ele însele și formează o gaură neagră. Așa arată cercetarea adevărată, fundamentală, cosmică. Așa arată astronomia, astrolog. Mă rog, astru, da? Așa arată atunci când în capul tău nu e o gaură neagră. O seară bună! Vă mulțumesc că v-ați uitat la Istoriștiri!